Chiar l-am certat acum pe un jucător din Liga 1, pretendea lui Marco. Așa. Da, și că îmi venea să mă las după meciul ăla, că am făcut penalti, că, sau mă rog, nu știu, a greșit la golul Așa. respectiv și am zis, dacă tu trebuie să te lași, eu ce trebuie să fac când am făcut penalti cu Tunisia, cu 70.000 de spectatori? De cine e vorba? Pe cine ai certat? Hai, zine! Pe Alex, pe Pașcan. Aha! Și ce a zis când i-ai dat exemplul tău? Da, aveți dreptate, da, m-am simțit așa că pe Alex trebuie să fii puternic. Era dezamăgit că, nu știu, a greșit la un gol după ce jucase un campionat foarte bine și chiar i-am zis, tu ai făcut, nu știu, din câte meciuri, 20 ceva de meciuri foarte bune, ai și înscris pentru voluntari, ai greșit la un gol, e, nu știu, normal să mai greșești din când în când. Da. Ei, oricum că sunt fragezi, având în vedere că nu au jucat la echipe de seniori, îți trebuie, mă gândesc, o perioadă de acomodare, nu? Clar e diferit și deși în Anglia antrenamentele și contactele cred că sunt mult mai dure ca și în Liga 1, dar o echipă de seniori e o echipă de seniori și până te obișnuiești cu jocul, cu stilul în care, mă rog, își dorește antrenorul sau campionatul românesc, durează o perioadă.